Sigur că e europeanul prima dată, dar tot gândul merge, fuge spre Paris, nu? Într-adevăr, prima competiție este campionatul european și știi că nouă ne place să luăm cu pași mărunți, așa că o să ne concentrăm toată atenția spre acest campionat. Bineînțeles că avem campioanele mondiale, sunt din Europa, așa că nu o să fie deloc un campionat ușor, dar noi suntem nerăbdătoare să ne aliniem la startul acestui campionat și să dăm tot ce avem de mai bun. A fost o iarnă grea, să fie vara mai ușoară? A fost o iarnă cu folos, ca să zic așa, ne-am antrenat foarte bine, nu avem antrenamente lipsă și asta este un lucru foarte important. Cum merge barca cu Van Groningen? Barca merge foarte bine. În urma selecției a rezultat că acesta este cel mai rapid dublu în momentul de față. Îl vom alinia la startul concursului și vom vedea cum stă treaba. Dacă ar fi să te întreb un singur cuvânt, Paris 2024, care ar fi acela? Împlinire. Asta îmi doresc de la Paris 2024 și cred că așa va fi. Da, a treia oară. Și de la Rio am avut de învățat ceva și de la Tokyo am avut cu siguranță de învățat ceva și cred că acum avem maturitatea necesară să punem în practică tot ceea ce am învățat și la Paris să fim pe podium. După atâta timp, o competiție oficială, ce simți? Într-adevăr, abia aștept, mai e foarte puțin. Până atunci avem campionatele europene care ne bat la ușă, dar simt că suntem pregătite. Suntem hotărâte, trebuie să facem treabă și la europene, iar în legătură cu Jocurile Olimpice, toată lumea le așteaptă, toată lumea este nerăbdătoare să se ducă acolo și să dăm tot ce avem mai bun din noi. Cum a fost revenirea în barcă? Cum merge barca? Cum te-a așteptat Ionela? Pregătirea în Italia a fost una foarte bună. Spre deosebire de anii antecedenți, chiar am putut să mă antrenez și nu am ratat niciun antrenament, vorbind despre pe partea medicală, ceea ce este un câștig pentru mine, pentru barcă, pentru echipa. În barcă, în proba de dublu, am intrat după o selecție făcută în simplu, deci mi-am recâștigat locul în barcă. Ionela m-a așteptat, ea își dorește, cum îmi doresc și eu, să fie barca cea mai rapidă și acum noi suntem dublul cel mai rapid. Vedem ce va fi la europene, dar așteptăm amândouă cu nerăbdare jocurile, pentru că este a treia ediție a noastră împreună și va a treia șansă. Dacă ar fi să descrii într-un singur cuvânt Jocurile Olimpice Paris, care e cuvântul pe care mi-l spui? Ultima șansă. Simt că aceste jocuri sunt diferite pentru noi, diferite într-un sens bun. Eu sunt altfel mental, m-am întors cu altă energie, văd lucrurile diferit, ceea ce m-a ajutat să progresez. Am venit cu o mai multă hotărâre decât niciodată, dar în același timp cu o mai multă relaxare decât niciodată, iar lucrurile acestea mă fac să mă bucur efectiv de canotaj, indiferent de ce rezultat va fi la jocuri. Consider că acest an și reîntoarcerea mea este șansa mea de a mă retrage diferit din canotaj față de cum am făcut acum 2 ani. Adică Van Groningen e mai bună decât Beleagă? Am ales ca Van Groningen să fie mai diferită decât Beleagă și Beleagă a fost bună. Și Beleagă a muncit, dar cred că acest nume mi-a adus noroc pe partea medicală și clar e un nume important în canotajul mondial și trebuie să-l duc și eu la fel sus.